Dacă este vreun capitol, vreun subiect din Noul Testament de care viața mea se leagă mult, este acest capitol 2 din 1 Tesaloniceni pe care l-am studiat. Cum răspunzi atunci când ești acuzat pe nedrept? Apostolul Pavel a fost în mijlocul fraților 3 săptămâni. A plecat. Și de fapt el spunea, după plecarea mea, spunea, în alte biserici vor veni lupii răpitori. Întotdeauna când pleci, după ce pleci, vin bârfitorii, vin oamenii răi. Și l-au acuzat pe Apostolul Pavel că le-a luat banii numai la evrei. Ce se întâmpla? La sinagogile din vremea aceea mergeau femeile cucernice, așa se numeau, femeile temătoare de Dumnezeu, un alt termen, femeile din lumea bună. În vremea aceea să-ți petreci o seară undeva în oraș, nu? Însemna să te duci la teatre. Teatrele din vremea aceea erau instituții de pornografie publică. Bineînțeles, acolo mergeau bărbații. Și femeile care se respectau, era degradant pentru ele să participe la asemenea spectacole deșanțate. Acum noi când citim despre, mă rog, cultura greacă, romană și așa mai departe, știm numai despre autori, despre cei care au scris tragedii și așa mai departe. Ăștia erau foarte puține, spectacolele astea erau foarte puține. În general, erau lupte, era desmăț public și erau lucruri absolut degradante în teatrele romane. Și atunci femeile acestea se duceau la sinagogă. Sinagoga era singurul loc unde auzeai o muzică bună, nu? Se cânta frumos, ascultai un mesaj inteligent și femeile acestea frecventau sinagogile. Ele au fost primele care s-au întors la creștinism pentru că au fost în contact permanent cu sinagoga și cu ceea ce făcea Dumnezeu în mijlocul evreilor. Când a plecat Apostolul Pavel, a fost acuzat imediat că el, de fapt, a luat banii bogaților din zona respectivă prin aceste femei care, mă rog, cred că erau și darnice, nu? În suportul lucrării lui Dumnezeu, suportul misionar. Și Apostolul Pavel a fost acuzat de către iudei, de către evreii răi care nu voiau să primească Evanghelia Domnului Iisus Hristos, iudeii tradiționaliști care voiau să rămână mozaici, așa, a fost acuzat că, de fapt, a venit să caute faimă, a venit să caute aplauze și a venit să ia banii oamenilor și a plecat cu ei, plecat în misiune, nu? Le-a furat banii și a plecat. Sună familiar, așa e? Pentru mine foarte familiar sună. Mi-a plăcut ceea ce a spus Gigi Botea. Dacă Pavel ar fi început o luptă cu acuzatorii aceștia și să spună, băi, nu e adevărat, că n-am luat bani de la nimeni, nu? Ar fi fost un război interminabil, pentru că oamenii care te urăsc și care mint și care dezinformează, nu vor fi mulțumiți cu nimic. Pavel vrea să-și apere lucrarea pe care o are în ochii fraților, în ochii celor nevinovați, în ochii oamenilor care puteau să devină o victimă a bârfitorilor, a celor care l-au calomniat pe Apostolul Pavel. De aceea, el nu se apără pe sine, ci apără prestigiul Evangheliei. Și apelează întotdeauna la ceea ce știu acești oameni despre Apostolul Pavel. Și parcă Apostolul spune, bine, bine, comparați viața noastră pe care voi ați văzut-o cu ochii voștri, am fost în casele voastre, am mâncat împreună, ați ascultat Evanghelia care am predicat-o. Mă știți cum am fost, nu? Comparați ceea ce știți cu ceea ce spun bârfitorii ăștia și veți vedea că nu este adevărat. Martorul meu, spune Apostolul Pavel, este Dumnezeu din ceruri și voi înșivă care ați văzut aceste lucruri. Vreau să vă spun că atunci când oamenii vă urăsc și rostesc minciuni și calomnii la adresa dumneavoastră, oamenii aceștia nu se mulțumesc cu exemplul pe care l-ați dat, cu viața care a trăit-o. Vor să o murdărească exact această viață.
Și victimele lor nu sunteți numai dumneavoastră, ci ceilalți oameni din jurul dumneavoastră, pentru că diavolul, care este un distrugător de suflete, vrea distrugerea multor suflete. Apostolul Pavel s-a apărat extraordinar în sensul că l-a lăsat pe Dumnezeu să-l apere, a invocat ca martor propria lui viață, nu? Și victoria în argumentația aceasta este extraordinară. Biserica din Tesalonic a rămas încurajată, a rămas în picioare și nu s-a clătinat după atacul acesta al evreilor. Acesta este mesajul textului pe care noi l-am învățat la grupele mici și sfătuiesc pe cei care nu sunt implicați încă în grupele mici să se încadreze, să caute un grup și vă primim cu toată dragostea, pentru că am vrea să studiem Cuvântul lui Dumnezeu împreună. Vreau să încheiem seara aceasta cu o rugăciune de mulțumire și să mulțumim lui Dumnezeu pentru părtășia care am avut-o, pentru mesajele care le-am primit din partea Domnului. Să ne ducem aminte de întrebarea aceasta tulburătoare: cum ești? O întrebare care ni se pune în fiecare zi: how are you? Și fiecare dintre noi spunem: bine, suntem bine. Oare suntem bine? Și dacă suntem bine, de ce suntem bine? Suntem bine pentru că avem o relație personală cu Dumnezeu. Nu suntem singuri în această lume. Toate celelalte lucruri nu mai contează. În seara aceasta am învățat din întâia epistola lui Pavel către Tesaloniceni că atunci când se ridică împotriva noastră opoziția, să ne lăsăm în mâna Domnului, să nu ne apărăm în fața celor care ne batjocoresc, ci să avem grijă de ceilalți, de victimele, practic, ale acestui atac, oamenii nevinovați, care pot să fie influențați de cuvintele rele. Din păcate, comunitatea noastră românească, noi avem un obicei rău, sau nu știu de ce, nu știu cum să-l numesc, credem cu ușurință lucrurile rele și urâte. De fapt, cred că nu numai noi, ne-au obișnuit televiziunea, nu? Prima dată news-urile care se arată la televiziune, care sunt alea rele, nu? Nenorocirile care se întâmplă. Și credem și cu ușurință orice lucru rău dacă auzim despre cineva. Nu vă grăbiți întotdeauna să înghițiți vorbele urâte, vorbele rele, negative despre cineva. Verificați-le. Știți cum îl cheamă pe diavolul? Diavolul este pârâșul fraților, bârfitorul fraților. Cine bârfește, cine umblă cu lucrurile urâte, face diavolie, face ceea ce face diavolul. Nu cooperați cu activitatea aceasta diavolului. E adevărat că suntem diferiți, avem gusturi diferite, avem, eu știu, păreri diferite, dar putem să rămânem în dragoste și în unitate, trecând peste diferențele care există între noi. Să nu ne grăbim să judecăm, ci să așteptăm vremea când Dumnezeu va judeca fără greșeală pe fiecare din oamenii care sunt în lumea aceasta. El este adevăratul judecător. Timpul va dovedi materialul fiecăruia. Dacă Apostolul Pavel ar fi fost, așa cum au zis bârfitorii aceștia, s-ar fi terminat cariera lui. Dar el a rămas constant, cinstit, corect, n-a folosit vorbe măgulitoare, n-a fost lacom de bani, n-a căutat slavă de la oameni sau slavă de șarte, cum spunea el, ci a vestit Evanghelia cu lepădare de sine. Și materialul ăsta bun a rezistat timpului, a rezistat bârfelor, a rezistat atacurilor, bătăilor, temniței, absolut tot. A rămas până la capăt. Să ne rugăm să avem în noi acest material bun și să rezistăm tuturor vorbelor, tuturor atacurilor. Și să ne apărăm, dacă trebuie să ne apărăm, așa cum a făcut Apostolul Pavel, cu modestie, cu simplitate, apărând mai degrabă Evanghelia, adevărul, decât pe noi înșine. La studiul nostru de grup ne-am adus aminte de David, care a știut atunci când l-a batjocorit Shimei, de exemplu,
să spună, poate că Dumnezeu l-a pus să mă batjocorească. Dar același David, când a auzit pe Goliat că îl batjocorește pe Dumnezeu, atunci a zis, nu, asta e prea de tot, aici nu putem tolera asta. Să nu inversăm niciodată. Nu știu de ce suntem imediat gata să sărim în apărarea noastră când auzim ceva wrong, ca să zic, s-a spus de noi. Și când auzim lucruri rele care se spun de Dumnezeu, tăcem din gură. Ar trebui să acționăm exact invers. Să apărăm onoarea Evangheliei, să apărăm onoarea Bisericii și a Cuvântului lui Dumnezeu și a Împărăției lui Dumnezeu și nu neapărat să ne luptăm pentru propria noastră imagine, pentru onoarea noastră. A venit odată cineva la mine și a spus că are o listă a tuturor păcatelor mele. Și a zis, nu cred că trebuie să vii la mine să mai completăm, că eu știu mult mai multe decât știi mă tale. Yeah. Eu am o evidență mult mai clară. Dar vreau să spun ceva, că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele astea, sângele Lui a șters vinovăția acestor păcate și nu știu la ce-ți folosesc ție, dacă ai o listă cu ele, nu știu, le mai citești așa din când în când, noaptea te încurajezi, I don't know. Dar dacă nu ai lista completă, vină la mine că eu pot să spun mult mai multe decât sunt. Sunt oameni care ne țin evidența greșelilor noastre. Avem însă un tată bun care spune că le-a uitat, le-a șters și le-a uitat. Ar trebui să fim asemenea Tatălui nostru. Greșim în fiecare zi și ni se greșește în fiecare zi. Nu întotdeauna reacționăm cum trebuie. Dar există un remediu, se cheamă pocăință. Când greșim, ar trebui să ne știm, să avem curaj să ne cerem iertare și să ne pocăim de păcatul care l-am comis. Și vă asigur că și Dumnezeu și frații și cei din casă și cei iubiți ai voștri sunt suficient de generoși să ierte atunci când cineva se pocăiește cu adevărat. Când elaborăm scuze și justificări, nu facem decât rana aceea să se adâncească și să se prelungească în trupul lui Hristos.